De data aceasta, stăpânul schimbă total foaia, vedeți? Eu tentam să vă dau voie și să... Tentam să vă dau voie și să închei. Uite, aici mă obligă să merg mai departe. Mai ieși odată! Acum, de data asta, te duci pe toate drumurile și pe toate gardurile și nu-i mai întrebi. Îi silești pe toți să intre, să mi se umple casa. E grav. Deja problema nu se mai pune din punctul de vedere al adevărului, al libertății, al voinței, al dragostei, al plăcerii, al compasiunii sau al simpatiei. Hai mă să mă ducă dacă m-a chemat, hai că așa e omenește, hai că așa e bine, hai mă să nu mă cert, hai să nu port bine. Acum îi aduci pe toți, frate, și de pe drumul și de pe uliță, tu umpli casa. Ceea ce înseamnă că prelungirea acestei cine trece dinspre paharul 3 spre paharul 4 într-un punct pe care îl decretează Tatăl. La glasul al Arhanghelului și la glasul trâmbeței de apoi, într-o clipeală de ochi, toți vom fi la judecată pe norii cer. Deci, dacă nu ne împărtășim de voie, vom vrea de nevoie și nu se va mai putea. Dacă nu ne împărtășim de drag, vom vrea și nu mai vom avea cum. Dacă nu ne împărtășim acum când ne cheamă Dumnezeu, după aceea s-ar putea doar să ne arate de ce ne-am lipsit. De aceea spune, tu umpli casa și îi baci pe toți. Adică nu rămâne suflare de om care să nu treacă prin fața conștiinței divine, a adevărului divin, a vieții divine, a legii divine, a moralei divine, a expresiei divine. Eu vreau ca toți să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină și vreau din ce mi-a dat Tatăl să nu pierd pe niciun. Nu mai ține de noi. Eu v-am spus-o în felul meu, Evanghelia o concretizează în felul ei. Amin, amin, zic vouă. Niciunul din bărbații care au fost chemați nu va gusta din cina mea. Eu cred că e o chestiune pentru acasă mai pregnantă decât se poate. Eu cred că e o chestiune de o finețe care depășește toate barierele, nu numai morale, și psihologice, și sufletești, și sociologice, și cum vreți să o luați. Când Hristos ți-a spus că te-a chemat și te-ai întors spatele și n-ai venit, îți decretează clar, niciunul din cei chemați pe care i-am poftit, așa se cheamă, cei poftiți la cină, nu cei chemați la cină. Când iubești pe cineva, îl poftești, te rog să vii la noi la masă. Când îi spui, îți impun să vii la noi la masă, deja nu-i bine. Dar când îți spune că te-aș aduce cu forța, dar nu-ți dă să mănânci, deja problematica se pune de ordin, nu e eschatologic și parusian, judecat în toată regula. Legați-l de mâini și de picioare, spune în cealaltă Evanghelie, și aruncați-l în tuneric cu cel mai din afară.